În sala perspectivă Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș a avut loc vineri, 14 mai, începând cu ora 16, lansarea cărții Trepte și repere spre înălțimi, Slavic Eminescu și Caragiale, scrisă de profesorul Victor Cutuș Mureșan. Autorul este o personalitate marcantă a învățământului călărășean, profesor de limba și literatura română al Colegiului Național Barbu Știrbei, fost inspector școlar, cetățean de onoare al municipiului Călăraș și autor a peste 20 de opere și nenumărate articole și studii de publicistică. Bună ziua, dragi organizatori! Bine ați venit la bibliotecă! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ne sunteți alături! Că viața din online se mută ușor-ușor în real, că reușim să ne întâlnim și reîntâlnim pe viu cu autorii și cărțile lor la evenimente culturale speciale. Astăzi avem ca invitat o personalitate exemplară a culturii și educației românești călărășene, domnul profesor Victor Cutuș Mureșan. Chiar dacă în comunitatea noastră domnul profesor este foarte cunoscut și recunoscut de toată lumea, noi încercăm și astăzi să vă reamintim cele mai importante merite ale domniei sale obținute de-a lungul carierei. În anul 2000, Ministerul Culturii și Președinția României îi oferă Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar în anul 2019 îi se atribuie titlul de cetățean de onoare al județului Călăraș. Alte detalii semnificative referitoare la activitatea de publicist regăsim în finalul prezentului volum pe care îl lansăm astăzi. Intitulat sugestiv Trepte și repere spre înălțimi, Slavici, Eminescu și Caragiale, volumul omagiază marii clasici ai literaturii noastre, poetul, novelistul și dramaturgul, care au excelat în cele trei genuri literare, poezie, proză și dramaturgie. Volumul este destinat cititorilor de toate vârstele, extrem de utile elevilor, profesorilor, bibliotecarilor, ca o adevărată resursă formativă și informativă. Cărțile ne unesc, ne aduc împreună, ne poartă spre înălțimi spirituale și idealice, dreaptă cu dreaptă, reper cu reper. Domnule profesor, este o onoare pentru noi să vă avem din nou în mijlocul nostru și suntem nerăbdători să ne prezentați detalii despre cum s-a născut această carte, cât ați lucrat la publicarea acesteia și alte aspecte ale realității de scriitor pe care ați îmbrățișat-o de-a lungul vieții dumneavoastră. Prima carte pe care am scris-o s-a referit la Mihai Eminescu. Ultima, cea de astăzi, a 26-a, se referă în primul rând la Mihai Eminescu, dar și la doi prieteni ai lui Eminescu, Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale. De ce m-am oprit doar la aceștia trei? Pentru că toți trei au fost membri ai societății Junimea și au colaborat la revista Junimii Convorbiri Literare. Pe lângă aceasta, toți trei au lucrat la aceeași publicație, la același ziar, și anume Timpul de la București, un ziar al Partidului Conservator. Toți trei reprezintă repere semnificative în istoria literaturii române. Slavici, care este cel mai în vârstă, născut în 1848, este socotit cel mai mare prozator român, datorită unui excepțional volum de nuvele, apărut în 1881, intitulat Novele din Popor. Din acest volum fac parte celebra sau foarte cunoscută novelă Moara cu noroc, care a fost ecranizată, și
o altă novelă de asemenea ecranizată, Pădureanca. Apoi, în domeniul romanului, Slavici a publicat în 1906 un roman de asemenea foarte valoros, care de asemenea a fost ecranizat. Mara. Deci el este socotit cel mai mare prozator român, după el urmând Liviu Regreanu, Camil Petrescu și așa mai departe. Mihail Eminovici este cel mai mare poet român, fără discuție, un prozator de luat în seamă, adică nu e tot atât de mare ca poetul, cel mai mare ziarist sau jurnalist român, s-au publicat 5 volume de publicistică, format in folio, adică format mare. Da. A lucrat 5 ani și câteva luni la ziarul conservator Timp. E cel mai mare jurnalist român și un dramaturg nerealizat. Din toate încercările dramatice, o singură piesă a fost dusă la bun sfârșit. Deci așa trebuie privit Eminescu, adică nu trebuie exagerat, să spunem, cel mai mare prozator, cel mai mare poet, cel mai mare jurnalist, cel mai mare ideolog, cel mai mare dramaturg, cel mai mare fizician, cel mai mare matematician, nu se poate. Pentru că dacă trimitem asemenea date în străinătate, străinii nu ne cred. A apărut recent, de câțiva ani, o enciclopedie în Franța, în multe volume. Fiecare volum are peste 1000 de pagini. Și acolo apar toți scriitorii lumii, printre care și marele nostru poet Mihai Eminescu. Dar cei care au trimis datele n-au respectat adevărul. N-au respectat adevărul. Și n-au dat date consistente. Unele date sunt vagi, unele informații sunt vagi, sunt inutile, ci chiar incorrecte.